În continuare, spre slava lui Dumnezeu, va cânta corul de tineret. În urmă, ascultăm un solo în interpretarea fratelui Todor Chira și apoi vom asculta un duet la vioară. Domnul să fie slăvit pentru toate! Thank you.
gloria Lui. Am o mare mulțumire și mulțumesc Domnului. Acela care ne-a iubit. Și dovada că ne-a iubit este că suntem în casa Lui. Aș ruga ca Domnul să binecuvinteze odrazele acestea două și să-și pună mâna peste el. Amin. Cu ochii ațintit în cartea legii tale, iar gândul nostru se-ndreaptă spre cer, noi te rugăm să ne oareți pe Ana, iubita mama a lui Samuel. Când Domnul îi ascultă rugăciunea, Ana împlinește jurământul dat și aducând copilul fiindu-l templu, în fața Domnului l-a închinat. Așa întâlnim dovezi în Sfânta Carte de dragoste, de dor, de bun părinte, de ascultare de Dumnezeu din ceruri și de păzirea Sfintelor porunci. Ce avea copii în astă viață, e un dar ce vine de la Dumnezeu, ca moștenirea binecuvântării, fiindcă ai păzit cuvântul tău ce sfânt. Cei ce au avut copii vedem cu toții, cu vrăjmașul în poartă ei au stat, chiar slav fiind bătrânii în putere, copii de rușine nu i-a dat. Pildă avem bunicul nostru Iacob, de nu năștea pe Iosif fiul său, când izbunita foamea în țară, cine-i salva din moarte și din greu, când izbunita foamea în țară, cine-i salva din moarte și din
Mulțumim lui Dumnezeu pentru creativitatea muzicală. Dumnezeu a creat așa de frumos ca fiecare să iubim poate un stil de muzică sau chiar mai multe, toate care sunt spre slava și onoarea lui Dumnezeu, zicem din toată inima ca Dumnezeu să primească închinăciunea noastră. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu actul de binecuvântare și puțin mai târziu în slujba divină voi aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu. În primul rând vreau să-i salut pe toți cei care însoțesc familiile care sunt la binecuvântare, părinți pe de-o parte, pentru cei nou născuți, bunici, frați, surori, verișori, rudenii de aproape, de departe. On both sides of the families, I would like to ask you for a minute to stand up. Toți, all the visitors, toți musafirii care sunt cu ocazia binecuvântării din ziua de astăzi. Prieteni, cunoștințe, frați, așa. Haideți să le spunem tuturor un bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Welcome. Puteți să ocupați locurile. Salutăm de asemenea din România pe fratele Ardelean, tatăl fratelui Iosif, revenit în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea o ședere binecuvântată. Stimații mei, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, când fratele păstor Nelu Cosma din Linz urmează din nou să fie în mijlocul nostru. Apoi, așa cum observăm din informația biblică, transmitem sincere condoleanțe familiei Dragoș, fratelui Teo, sorei Mirela, copiilor care sunt plecați la Chicago. Aseară a avut loc priveghiul mamei pentru mama fratelui Teo și mâine va avea loc funeralul, învormântarea, Dumnezeu să îi mângâie. În atenția dumneavoastră pentru programările generale ale lunii, aș vrea doar să subliniez 24 ianuarie, de vineri, ce a trecut în două săptămâni, așa cum știți, biserica noastră, suntem chemați să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune pentru apropierea noastră față de Dumnezeu, pentru lucrarea Domnului din loc, pentru nevoile spirituale și materiale, pentru starea spirituală, pentru mântuirea celor care stau înaintea lui Dumnezeu. Vă invit ca să țineți cont de lucrul acesta și în săptămâna în care am intrat astăzi, să începem având ca motivația rugăciunii pentru săptămâna în care am intrat, mântuirea celor nemântuiți. Probabil că fiecare dintre noi avem pe cineva în casele, în familiile noastre, în comunitate și în locul unde ne-a așezat Dumnezeu, care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri să-i cerceteze și să-i aducă la închinăciune, să ne apropiem de Domnul. Vă invităm să țineți cont de proiectul Departamentului de Școală Duminicală, care încurajează, stimați părinți, copiii dumneavoastră în fiecare săptămână să învețe expresii românești împreună cu expresii englezești. De aceea se va inspira de fiecare dată, cuvintele vor fi alese sau expresiile din versetul de aur pe care îl avem și aș vrea ca să ținem cont de lucrul acesta, stimați părinți, inițiați conversații cu copiii dumneavoastră, învățați expresiile românești, așa cum avem astăzi din Matei, capitolul 5, versetul 8. Aș vrea să vă invit cu toți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să citesc prima dată singur versetul acesta, apoi să-l citim cu toții. Să devină un verset pe care să-l memorăm, pe care să-l trăim, prin care să ne bucurăm și să-L slujim pe Dumnezeu. Din Evanghelia după Matei, capitolul 5, din Predica de pe munte, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. De aceea aș vrea să vă invit acum să zicem cu toții, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și cei care doresc să zicem, ajută-ne, Doamne! Aș vrea să vă invit să rămânem în picioare, rog frații păstori să meargă să ia fiecare câte un bebelaș
și apoi să venim să-i prezentăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum obișnuim noi să citim din Cartea Numerilor, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, unindu-ne înaintea Domnului și dorim ca Dumnezeu să-și pună mâna și binecuvântarea peste viața lor și apoi vor fi prezentați în rugăciune fiecare. De data aceasta Domnul ne-a dat doi feciorași. Ne bucurăm de toate fetițele, dar ne bucurăm și de băieți. Ne bucurăm că sunt sănătoși, că sunt casa lui Dumnezeu. Ne bucurăm că Domnul și-a pus mâna peste mame, că au născut, că sunt aici. Dumnezeu să le binecuvinteze. De aceea vă invit să urmărim cuvântul Domnului și după ce vom pronunța numele ambelor copii, al celor doi, atunci ne vom uni și vom spune cu toții așa să fie, adică vom spune amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Philip Liam, Luke Timothy, amin. Domnul să facă să lumineze fața sa peste tine și să se îndure de tine, Philip Liam, Luke Timothy, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Philip Liam, Luke Timothy, amin. Tatăl nostru din ceruri, în fața ta prezentăm acest copil care a venit pe lume cu numele Philip Liam și te rog în dragostea ta, Doamne, să-l binecuvintezi. Tu care ești începătorul vieții și de la tine vin toate lucrurile, noi îți mulțumim că l-ai dat pe acest micuț în familia Mihuleț și te rog să binecuvintezi familia aceasta. Binecuvintează, Doamne, pe fratele Adi și pe sora să fie întăriți de Tine, Doamne, în creșterea copiilor și te rog să binecuvintezi cu binecuvintări deosebite, Doamne, copilul acesta. Să lași peste el îndurarea Ta, îngerii Tăi să vegheze asupra lui. Pacea Ta și dragostea Ta să fie peste el, Doamne. Te rog să-l păzești de rău. Te rog să lași peste el dragostea și căldura părintească, Doamne, să se reverse asupra lui. Doamne, poartă-i de grijă în toate lucrurile, Doamne, binecuvintează-L cu hrana cea de toate zilele, binecuvintează-L cu ocrotirea Ta, cu sănătate. Numele Tău să fie înălțat peste El, Doamne. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ce încredințăm în mâna Ta rămâne încredințat. Îți mulțumim că Domnul Iisus a binecuvântat copiii și de data aceasta chemăm numele Domnului peste micuțul și te rugăm să lași binecuvântarea Ta peste El. Îți mulțumim că ne asculți și în toate încredințăm familia aceasta în brațul Tău și pe toți copiii și numele Tău peste noi toți. Amin. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată din ceruri, în numele scump al Domnului Iisus. Și venim înaintea Ta în aceste clipe, Doamne, cu acest micuț, cu numele Luke Timothy, pe care dorim să-l prezentăm în fața Ta. Îți mulțumim, Doamne, că i-ai dăruit viață. Îți mulțumim că este darul Tău pentru familia Wood, Doamne. Îți mulțumim că l-ai trimis în această familie, că i-ai dat viață, Doamne, și i-ai dat sănătate. Te rugăm din toată inima să privești-o, Doamne, în locul acesta spre el. Și în numele Domnului Iisus te rugăm, Tată, să-ți așezi numele Tău peste numele Lui. Să-L binecuvintezi în prezent și pentru toată viața Lui, Doamne. Cerem binecuvântarea Ta, Doamne, care să fie așezată peste el. Numele Tău scump, care este ocrotire, Doamne, care este pază și binecuvântare, dorim să fie așezat peste numele Lui. Binecuvintează-L cu sănătate, binecuvintează-L cu dezvoltare normală, Doamne, în trup, în suflet și în duh. Și ajută acest copil cât va trăi pe pământ, o Doamne, să te slujească pe Tine. Binecuvântarea Ta să rămână peste el, o Doamne, și să fie o binecuvântare pentru familie, pentru biserică și pentru societate, ca oriunde să se vadă că numele Tău a fost chemat și așezat peste el. Tu ești Dumnezeu, de aceea în Tine se încred popoarele, de aceea ne încredem în Tine, chemăm numele Tău și îl așezăm peste acest copilaș, o Doamne, și vrem ca el să cunoască numele Tău din fragedă copilărie, ca și Timotei de altă dată, Doamne, să se lășluiești credința în inima lui și să-l
să-L binecuvintezi pe El și pe părinții Lui, Doamne, ca și pe Luca să-L faci un adevărat evanghelist, un propovăduitor al cuvântului Tău, Doamne, și numele Tău să fie peste viața lui. Doamne, Te rog să binecuvintezi părinții, Doamne, să binecuvintezi pe fratele Robin, Doamne, să-L ajut să fie un preot al casei Lui, să-L ajut să-și crească copilul, Doamne, în frică și în temere de numele Tău. Doamne, Te rog să binecuvintezi pe mamă, pe Camelia, Doamne, Te rog, Doamne, să Te atingi de ea și să o binecuvintezi, Doamne. Dacă în urma nașterii, Doamne, a rămas vreo suferință în trupul ei, atinge-Te de ea chiar acum, Doamne. În numele Tău binecuvântat, pune-ți mâna peste ea, Doamne, și ajută-o să-și crească copiii în frică și temere de Tine și să fie o mamă fericită și binecuvântată în casa Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Îți mulțumim că ne binecuvintezi. Îți mulțumim că binecuvintezi acest copilaș, o Doamne, și îți mulțumim că pentru totdeauna îl încredințăm în mâna Ta binecuvântată, pentru viața aceasta, Doamne, care să fie sub ocrotirea Ta, Doamne, și în finalul călătoriei, Doamne, împreună cu familia lui și cu poporul Tău în întregime, să Te întâlnească pe norii cerului. Îți mulțumim pentru că este al Tău și am pus numele Tău peste el. În numele scump al Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Urmează în continuare familia Ciurar să laude pe Domnul cu o cântare, grupul de laudă. Și apoi vom asculta cuvântul sfânt. Vă invit să vă reocupați locurile. Thank you.
a murit, că-și dorea să mă vadă salvat. Și cu lacrimi fierbinți se topea în rugăminți, până ce eu, Domnul lui, m-am pierdat. Voi iubi, mama mea, ne-ncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o, Doamne, fă să fim sus în cer cu tine. Voi iubi, mama mea, ne-ncetat, căci prin ea Domnul viață mi-a dat. Și împreună te rog, o, Doamne, fă să fim sus în cer tine. Să primesc acolo ta viață nouă.
Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the este mine te glorifică.
în cartea lui Iosua, capitolul 1, aș vrea ca să citim câteva versete, începând cu versetul 6. Iosua, capitolul 1, și începând cu versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta, nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Cu ocazia celor două binecuvântări, Domnul mi-a pus pe inimă să prezint subiectul pe care l-am intitulat Educație intenționată. Educație intenționată. Fără să am nicio îndoială, fiecare părinte care vine la biserică și dorește ca să se ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste copiii care Domnul le-a dat, au dorința copiii să fie binecuvântați de Dumnezeu. Și pentru cele două familii, cu toată biserica, zicem încă o dată, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze, de fapt, toate familiile bisericii. De asemenea, cred că fiecare familie are dorința, când se sfârșește partea de educație, de modelare și de cizelare a caracterului copilului, să poată să privească în oglindă și să mulțumească lui Dumnezeu că i-a dat copiii binecuvântați. Dar trebuie să recunoaștem că educația și obținerea unor copii binecuvântați buni nu este deloc o întâmplare sau un joc de noroc, ci este o investiție pe care ne cheamă Dumnezeu ca să o facem. De aceea, primul gând în subiectul acesta, educației intenționate, aș vrea să vedem necesitatea educației intenționate. Orice lucru bun pe care îl facem în viață trebuiește planificat. Dacă vrem să avem succes în orice domeniu, trebuie mai întâi să-ți hotărăști scopul, ce vrei ca să obții. Apoi, sigur că este absolut normal și necesar să dezvolți un plan ca să poți să obții lucrul care ți-ai propus, visul pe care ți l-ai propus, aspirația la care te gândești. Planificarea este importantă pentru fiecare dintre noi în viața de zi cu zi. În orice business, ca să aibă succes, trebuie să aibă un scop și o planificare cum se poate obține. Fiecare firmă, fiecare companie, fiecare școală are un program după care merge ca să poată să obțină anumite diplome și copiii să poată să fie calificați, sau tinerii, sau bărbații, femeile, să fie calificate pentru scopul pentru care și-au propus. Dacă este vorba de construirea unei case, este nevoie mai întâi ca să o construiești să ai planuri, să ai blueprints. Așa cum suntem noi cu biserica în procesul acesta, care deocamdată a fost un vis, începe să ia contur datorită faptului că s-au făcut niște planuri și cu ajutorul lui Dumnezeu, la vremea potrivită, se va împlini.
Gândiți-vă cât de multă programare trebuie să aibă loc când se trimite o navă cosmică în spațiu. Îmi amintesc că atunci când am fost la Estera Borlovan de altă dată în Florida și eram la o logodnă, la o părtășie pe care am avut acolo înainte de nuntă, la o părtășie înainte să fie nunta, eram chiar pe litoral undeva, acolo s-au întâlnit familiile, s-au cunoscut așa cum se procedează câteodată și nu departe de noi, chiar era lansată o navă în spațiu. La 10 de maile, cred că la vreo 20 de maile, noi am auzit trepidațiile pământului și am simțit de asemenea și am văzut acel fum care s-a ridicat în sus și apoi am auzit zgomotul pe care, dacă te uiți la televizor, este una, când îl simți este cu totul alta. Dar cât timp trebuie programat un asemenea eveniment? Planificarea este importantă și în lucrurile spirituale. Dumnezeu a planificat lucrarea sa. De exemplu, lui Moise, atunci când i-a spus că va trebui să facă un cort, un loc de întâlnire a lui Dumnezeu cu oamenii, totdeauna Dumnezeu i-a spus că are un plan și i-a zis în felul următor, să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Dumnezeu a avut un plan față de noi pentru mântuirea lumii și în planul acesta mulțumim lui Dumnezeu că s-a gândit și la noi, că s-a gândit la viața noastră, dar Dumnezeu a avut un plan pentru biserica apoi. Biserica Domnului este, dacă vreți, cel mai mare scenariu care există în cer. E cel mai mare spectacol pe care îl pot să-l vadă îngerii și oștirea cerească. Știți de ce? Pentru că îngerii pot să cânte că-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu pot să cânte exact ce am cântat noi, că pentru noi s-a vărsat un sânge prețios, sângele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta a fost pentru că a fost o planificare a dragostei lui Dumnezeu, un plan prin care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a purtat de grijă, și este acela care se ocupă de viețile noastre și de ființele noastre. Dumnezeu are un plan să ne cheme la mântuire prin Evanghelie. De aceea spune Apostolul Pavel, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care sunt chemați. Și chemați însemnează și dumneata în ziua de astăzi, închemați sunt și eu, chemați sunt toți cei care suntem în casa lui Dumnezeu să-i predăm inima și viața noastră. Dacă vreți, dacă Dumnezeu are și este importantă planificarea în orice lucru a vieții noastre, dacă Dumnezeu are o programare și o planificare pentru mântuirea noastră, de asemenea, slujirea noastră trebuie să fie făcută intenționat și cu meditație, adică gândit. În Proverbe, capitolul 14 și versetul 22, cuvântul Domnului spune așa. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Ca să faci răul nu trebuie mult să te gândești, dar sunt oameni care planifică. Sunt oameni care pun bețe sau, spunem noi, piedici lucrării lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru asemenea oameni care ajung să fie piatră de potignire, ar fi fost mai bine nici măcar să nu se fi născut în lumea aceasta, pentru că răsplata cu care se vor întâlni și pedeapsa lui Dumnezeu este groaznică. De aceea, cel rău planifică, se gândesc la ceea ce fac, dar se rătăcesc, pentru că atunci când vor sta înaintea lui Dumnezeu, Domnul nu-i va felicita, ci Domnul le va spune, plecați de la mine, blestemaților, pentru că n-ați împlinit voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, spune cuvântul Domnului, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Ferice de tine dimineața aceasta dacă crezi cu adevărat în cuvântul lui Dumnezeu. Spune încă o dată, ferice de tine dacă în ziua de azi crezi cu adevărat că această Biblie este cuvântul lui Dumnezeu. Ești o minoritate în societate.
Ești unul de care vor râde colegii la școală. Unul de care vor râde oamenii pe stradă. Unul, dacă ajungi la televizor, te vor arăta cu degetul narrow-minded. Ca unul care nu știi nimic. Dar aș vrea să spun, stimatul meu, dacă ai frica de Dumnezeu, începutul înțelepciunii este în viața ta și Dumnezeu pe tot să ne facă înțelepți. Aceasta e voia lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului că atunci în intențiile noastre pe care le avem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să avem intenții curate și plăcute, care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu, făcând ceea ce este bine, pentru că atunci Dumnezeu ne binecuvintează. David spune așa: dacă îmi vei încerca inima, sau dacă mi-o vei verifica, dacă îmi vei pune, o să-mi faci o probă a inimii mele, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ceea ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Psalmul 17 și versetul 3. David spune, ce este înăuntru, este și în afară. Pentru că atunci când mă închin înaintea lui Dumnezeu, atunci am nevoie să am atitudinea aceasta, să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, să mă închin înaintea Lui și slujirea mea să fie făcută intenționat și gândit. De aceea, aș vrea să vă încurajez, stimații mei, rugați-vă când plecați de acasă la biserică. Știu că o faceți, cei mai mulți. Nu vi s-a întâmplat niciodată să fii aici cu trupul și cu mintea să fii până Europa? Nu s-a întâmplat niciodată să fii aici, să ridici mâinile în sus și tu de fapt te gândești mâine la geab? Mie mi s-a întâmplat. Pentru că diavolul vine la fiecare dintre noi. Nu ți s-a întâmplat că te-ai rugat și la un moment dat te-ai oprit și ai spus, where a minute? Mintea merge ca o moară și gura, dar inima departe. De aceea ne învață cuvântul lui Dumnezeu și spune David, dacă mă vei încerca inima și dacă mă vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gura, aceea și gândesc. Acea atitudine trebuie să fie și în slujirea noastră, făcută intenționat. Barnaba s-a dus să viziteze pe cei care s-au predat lui Dumnezeu și i-a încurajat să stea aproape de Domnul. Când a ajuns el, fapte 11:23, a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima alipită de Domnul. O slujire intenționată, o dedicație gândită. Și când vorbim de copii în dimineața aceasta, trebuie să știm că e destul de trist că sunt mulți membri și oameni care astăzi sunt în diferite biserici, dar nu se închină deloc. Stau pe băncile bisericilor, dar Dumnezeu nu se bucură și este gata să spună ca în Vechiul Testament, nu-mi plac jertfele care le aduceți, nu-mi place închinarea pe care o aveți. Noi nu vrem să judecăm pe nimeni, vrem să dorim și să ne rugăm Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru că Apostolul Pavel spune așa, când e vorba de închinarea noastră prin dărnicie, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Vrei să fii iubit de Dumnezeu? Vrei ca să te îmbrățișeze dragostea lui Dumnezeu? Vrei să te simți acela care ești privilegiatul lui Dumnezeu? De asemenea, te îndemn împreună cu mine. Gândește-te, hotărăște-te și spune, Doamne, ce îți aparține ție? Toată slava, toată cinstea și toată onoarea, indiferent dacă cineva se închină sau nu, eu vreau ca închinăciunea mea să ajungă la tine. Vreau, Doamne, rugăciunea mea să fie ascultată de tine. Vreau, Doamne, cântarea mea să nu fie doar un show, să vadă frații că știu să cânt, sau că ridic mâna, sau că dau din picior, whatever. Sau alt lucru, decât să fie înaintea lui Dumnezeu. De aceea, planificarea se cere pentru a întâmpina, de asemenea, pericole care pot să apar. Pericole care pot să apar. Am nevoie de o anumită planificare. Satan luptă pentru câștigarea copiilor. N-aș vrea să descurajez familiile care au adus la binecuvântare copiii, pentru că nu-i valabil numai pentru ei. Diavolul luptă să-ți fure copiii. And he is doing a good job. 24/7.
Asta nu e o glumă și asta nu e o poveste. Așa cum ascultam un program de radio din România și sigur că deja și în România, ca și noi aici în America, trebuie să fim provocați. Unde creștem copiii și cui îi dăm? Bine ar fi tot să aibă bani să-i trimită la școlile creștine și să plătească zeci de mii de dolari. Ar fi frumos, dar nu toată lumea poate. Oare care e intenția lui Dumnezeu față de copiii noștri? Și spuneau cei din România, intenția lui Dumnezeu este părinții să se ocupe de copii. Poate că va trebui tot mai mult biserica noastră și altele să se gândească la homeschooling, pentru că îi vei trimite la școală și nu mai știe la care toaletă să meargă copilul. And that's not a joke. Asta e o lume în care noi trăim, nu mai știm ce identitate. Un copil trebuie să decidă dacă la 5-6 ani el este băiețel sau este fetiță. Dacă se uită în oglindă, nu știe, pentru că profesorul nu-l cunoaște pe Dumnezeu, de aceea planificarea se cere să preîntâmpinăm pericole. Adică dacă știm, suntem chemați de Dumnezeu să facem ceva. Spune cuvântul Domnului că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, la Efeseni 6:12, ci împotriva stăpânirilor și autorităților, a puterilor, puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Și când copiii se îndepărtează de Dumnezeu, unii părinți se întreabă, nu înțeleg ce se întâmplă. Stimatul meu, ești în război spiritual. Ești, dacă vrei copilul să fie un copil al lui Dumnezeu și un copil binecuvântat, tu trebuie să fii conștient că în lumea în care noi trăim, a fi creștin însemnează să pui totul la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dorește cineva să facă așa? De aceea, spune Apostolul Pavel lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună a credinței, lupta rea, o luptă mulți și au rezultatele ca atare, dar o luptă intenționată. Când toți sunt plictisiți, tu nu vei fi plictisit de Dumnezeu. Când toți vor fi ca cealaltă din templu când Ana se ducea să se închine, bătrâna de 84 de ani n-a uitat că nu se închină templului și oamenilor, se închină Dumnezeului templului, care merită atunci, azi și în vecii vecilor să fie glorificat numele. Dacă te închin oamenilor, show-ului, părerilor, mood-ului, cum te simți, băi, azi, frate, mă doare capul, costa, mă doare pantoful, mă doare cutare, mâine mă închin Domnului, dar azi Dumnezeu nu merită. Cu asemenea atitudine, of course că nu există biruință. Noi avem nevoie să fim totdeauna conștienți că e o luptă spirituală în a crește copiii noștri și este foarte serioasă posibilitatea pierderii lor. Ei nu cad din cer, oameni mari, maturi, spirituali, ci trebuie o mare investiție. O investiție care te costă 20 de ani, 15 ani poate câteodată, depinde când îți pleacă de acasă, când se căsătorește. O investiție care cere, ca să fim atenți de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu dăm câștig de cauză lui Satan, pentru că noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Știi tu cu ce vrea diavolul să fure copiii? Ești conștient? Ești în alertă? Ești la locul tău de veghe în războiul spiritual? O, sigur că tu vei spune, frate, copilul meu are sub 10 ani, încă nu-i teenager. Și normal, te ascultă pentru că tot tremură când ai vocea și te încrunzi la el. Dar mai așteaptă un pic. Mai așteaptă când ajunge la teenager și apoi așteaptă când îi dai cheile mașinii și când merge el unde vrea și ia el deciziile lui. Atunci se văd rezultatele investiției sau lipsei de investiție. Atunci se vede dacă am luptat lupta cea bună a credinței și am stat lângă Dumnezeu, dar eu aș vrea nicio familie să nu fie în necunoștință de planurile diavolului, ci tuturor Dumnezeu să ne dea binecuvântarea lui. În afara familiei și biserica, ce influențe vin peste copiii noștri? Ce afectează? Ce afectează în lumea în care trăim noi? Sigur că prieteniile, peers, dorința aceasta extraordinară pe care au copiii de a se conforma și a fi acceptați în grup, influențează tinerii noștri. Felul cum se îmbracă, vorbesc, poate să devină un instrument al diavolului și să le transmită valorile lumii.
O, tu vei spune, dar nu contează. Dacă se îmbracă și dacă vine la biserică, ba contează. Pentru că felul cum se îmbracă, așa nevinovat cum spunem noi că posterele care le au în camerele lor nu reprezintă nimic, câteodată reprezintă foarte mult, pentru că sunt anumite valori ale lumii care ei vor să le accepte. Trebuie să fim foarte înțelepți și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute. Revista Parade a făcut un sondaj cu tinerii, întrebându-i ce influențează și afectează sistemul lor de valori. Prima dată a făcut-o în 1960. Ascultă, te rog, până la capăt ca să mă auzi. În 1960, cea mai mare influență asupra copiilor erau părinții, apoi învățătorii de la școală, apoi prietenii, apoi pastorii, apoi consilierii și apoi eroii cei mai populari, superstars. Haideți să vedem aceeași revistă care a făcut același sondaj de opinie, același studiu în 1980. Rezultatele ce îi afectează pe tineri, ce influențează cei mai mulți pe tineri, sunt în primul rând prietenii, apoi sunt părinții, apoi media, TV-ul, muzică și filmele, și observăm cum s-au schimbat valorile. Părinții nu sunt mai pe primul loc. Nu te mai întreabă ca părinte copilul, ce-i bine, tată? Întreabă pe prietenul de la școală. Și cineva punea întrebarea aceasta, care parcă și mi-e greu să o pun. Gândește-te cât timp petrece copilul cu dumneata în casă și cât petrece la școală. Știți cât vorbește un părinte de obicei? Mai ales noi bărbați care nu știm decât să spunem în două vorbe am terminat discuțiile. Nu știu media dacă se vorbește 5 minute cu un copil. I need improvement. I recognize that. E o luptă să te oprești și să vorbești. Ești prea ocupat, sună telefoanele. De multe ori sunt așa de busy că nu mai știu la care telefon să răspund, nu mai știu cum să răspund la ăla de pe East Coast, la cel de pe West Coast, de Nord, de South, probleme de viață, de moarte, de ceartă, de scandal, de divorț, de tot felul. Unul moare, unul învie, tot felul de probleme care apar. Numai câteodată viața e o alertă extraordinară. Și așa e și pentru dumneavoastră. Așa e pentru noi toți. De aceea trebuie să mergem de noi la Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva pasaje biblice care ne învață și ne spune despre copii și îi îndemnă în dimineața aceasta și ei să aibă grijă. Proverbe 13:20. Cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept. Dar cine se asociază cu proștii va avea de suferit. Simple as that. Românul are cuvântul înțelept, spune cu cine te împrietenești ca să spun cine? Well, tu poți să spui că nu, că spun ei, că e normal. Cu cine te asociezi, te reprezintă chiar dacă nu vrei să recunoști. E o realitate a vieții. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cine se asociază cu the wrong crowd va avea de suferit mai târziu. Și apostolul Pavel spune așa, citând și el de fapt, tovărășiile rele strică obiceiurile. Bune, e o realitate cu care poți să spui că, nu, frate, sunt ei cum sunt, dar eu sunt înger pe lângă. Asta e poveste veche, spune la copilaș. Pentru că nu e adevărat, spune cuvântul Domnului în Exodul 34:15-16, să nu închei legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva când se vor prostitua înaintea ziilor lor și vor aduce jerfe să te cheme și pe tine ca să mănânci din jerfele lor. Să nu iei soții dintre fiicele lor pentru fiii tăi, ca nu cumva fiicele lor, prostituindu-se înaintea zeilor lor, să-i tărască și pe fiii tăi să se prostitueze înaintea acestor zei. Câtă înțelepciune dumnezeiască! Și apostolul Pavel vine și translatează Noul Testamental pentru noi și spune ce lumină, ce legătură este între lumină și întuneric. Tu dacă ești copilul lui Dumnezeu și eu, relațiile, în mod deosebit mă refer aici la tinerii de căsătorie. Și vor veni și vă spune, frate, dar am întâlnit un băiat sau o fată, e mai bun chiar și ca un pocăit. N-ați auzit niciodată expresia aceasta? Așteaptă-mă după căsătorie, mai vorbim.
Biblia ne învață, stimați tineri care trebuie să luați decizii, să fii foarte atent, nu e o greșeală că Dumnezeu îți spune. Căsătoria unui credincios trebuie să fie făcut tot cu un credincios. Nu bărbat, femeie, m-ați înțeles, trebuie să fiu clar azi. Un copil al lui Dumnezeu, vorbind generic, tot un credincios. Nu există binecuvântare. De aceea copiii noștri trebuie să fie foarte atenți să nu se îndrăgostească de necreștini și să ajungă la practici neîngăduite de Biblie. Și după ce ajung, sigur că se întâmplă lucruri care sunt nedorite, nebiblice, blestemate de Dumnezeu și nu există binecuvântare. Și noi avem nevoie să fim atenți și în alertă. Ce mai influențează pe copiii noștri? Școala. Majoritatea ne dăm seama că școlile au probleme foarte serioase. Iată o listă cu ce întâmpină copiii noștri în școală. Minciună. Adesea nu numai de la studenți, și de la profesorii care îi învață. Băutură alcoolică, profanare, glume proaste sau, biblic vorbind, glume porcoase, studenți și teacheri, violență și bătăi, lipsă de modestie, lipsă de rușine, pentru că nu există un dress code, se duc îmbrăcate, pardon, poate mai dezbrăcate decât îmbrăcate. Trebuie să vorbim, rușine despre care cuvântul lui Dumnezeu ne trage atenția, pentru că nu există pentru că nu există modestie. Și trebuie să fim foarte atenți noi ca și oamenii lui Dumnezeu. Dacă spune că noi suntem lumină în întuneric, trebuie să ne îmbrăcăm să-i placă și lui Dumnezeu. Dumnezeu, când a chemat poporul său la închinăciune, a spus să se spele, să se barberească, să fie în haine curate înaintea lui Dumnezeu. Nu vii ca în fiecare zi, pentru că aceasta e ziua Domnului în care trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și trebuie să-L onorăm. Și dacă sunteți de acord, zice amin. Fumatul e o problemă foarte serioasă. Peer pressure. Bad crowds. Cu care se întâmpină copiii la, care întâmpină copiii la școală. Drugs, ce să mai vorbim? O statistică spune că 7 din 8 studenți de la școală știu care sunt tinerii care se droghează și care folosesc droguri. Și dacă ați avea timp să vorbiți cu copiii dumneavoastră, ați vedea în școlile publice că s-ar putea să fie mai real decât acceptăm noi. Mai ales noi cei de generația mai cu păr alb. Avem impresia că toți sunt ca în România, unde nu erau droguri, nu era pornografie, nu era televizor, internet și așa mai departe. Și copiii sunt provocați de niște probleme extraordinare. Chiar acum aș vrea să ne unim și să zicem Duhul Sfânt să fie peste ei. Să-i întărească. Ridicularizarea studenților cu diferite probleme, adică batjocorirea celor care au anumite handicapuri. Probleme în clasă, care copiii noștri le văd, vorbire de rău, înșelăciune, furt, vandalism, dans neîngăduit, lipsă de respect față de teacher și față de profesor, scopuri false pentru viață, tinerii toți visează popularitate și bogăție. Clase care susțin evoluția, avortul, homosexualitatea, divorțul, premarital sex, lipsa de respect față de părinți. Și te miri că vine de la școală și n-are niciun respect. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu ce ei se întâmpină și se confruntă. Cu atât mai mult noi trebuie să fim foarte atenți. Programe care le duc la școală și le pun la școală tocmai ca să vină împotriva programelor care sunt în casa și activitățile care sunt în casa bisericii, în casa lui Dumnezeu. Tineri care ajung la adolescență cad într-un pericol foarte mare. Și nu știu dacă am mai amintit și voi mai aminti vreodată, dar spun, stimate tate, s-ar putea copilul să câștige bani, dar l-ai pierdut de la orice repetiție, l-ai pierdut de la orice închinare în biserică și te miri cum de nu mai vine în 2 ani de zile la biserică. El câștigă bani. Că a găsit un job care îi spune, dacă lucrezi duminica, you're overtime și te plătesc dublu. Ai câștigat bani, poate, dar nu știu dacă lacrimile să se vor merita după. Că e pericol foarte mare. Dacă vor birui cinste
și bucurie pentru toți. Dar după 2-3 ani de zile să nu vină la biserică, că lucră duminica, aștepți rezultate super fantastice? Let's be real! Dar nu se poate! Eu aș fi de acord să te rogi lui Dumnezeu, să stai în post și în rugăciune până Dumnezeu le găsește un loc unde să lucreze, să poată să fie în casa lui Dumnezeu. Puțin am zis amin, dar e ok. Că s-ar putea să câștige unele lucruri, dar să piardă altele care sunt mult mai periculoase. Cu ce se confruntă tinerii noștri? Entertainment, televiziunea, movies și muzica care nu sunt inspirate de la Dumnezeu absolut deloc. De aceea noi trebuie să avem o educație intenționată. Nu mai poți să pui mâinile în sân și să spui, păi să crească, că doar crește. Din punct de vedere biologic crește, dar spiritual să poată să aducă bucurie, să fie fericirea și mângăierea. Și încă o dată spun, copiii educați și spiritual, crescuți bine, nu-s un noroc și o șansă care cade din cer cu parașuta. E o muncă care în fiecare zi trebuie să fie atent. Ai vrea copilul să vină la biserică după cum vii dumneatale? Honestly. Dacă tu vii la un program pe săptămână, ai vrea copilul tău în 5 ani de zile să vină la un program? Bine ar fi. Dar mi-e frică că nu o să mai vină la niciunul. De aceea e foarte serioasă și cu toată dragostea și responsabilitatea, nu vin să mustru pe nimeni. Predica aceasta în primul rând este pentru mine și pentru toți, zicem Dumnezeu, să aibă milă de noi. Avem nevoie în primul rând de o educație intenționată și o necesitate pe care trebuie să o subliniem. Dar haideți să subliniem în al doilea rând imperativul de a ne supune autorității corecte. Adică, mulți se întreabă, cum poți avea o educație intenționată în lumea aceasta? Trebuie să distingem sursele omenești, adică ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu. Unii părinți ascultă prea repede de surse de autoritate care sunt pur și simplu umane și nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Printre acestea se numără psihiatrii, sociologii, oficialități guvernamentale, agenții sociale și tot felul de așa zis experți în creșterea copiilor. Și dacă te uiți la viața personală a experților care spun că ei au grijă de copiii societății, adesea sunt oameni care nici măcar căsătoria nu și-o țin împreună, dar de crescut copiii. Aceasta e societatea în care trăim noi și trebuie să fim foarte atenți la ce voce ascultăm. Nu faptul că spune profesorul la școală este adevărat, că are nu știu ce diplomă, nu știu cum și nu știu ce. Vreau să spun, stimatul meu, singura autoritate pe care trebuie să o recunoaștem este așa vorbește Domnul. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că printre toate acestea, din păcate sunt mulți din aceia care sunt în poziții de guvern, sunt sociologi, sunt consilieri, sunt psihiatri, sunt oameni la care tu crezi că găsești mare ajutor, dar n-au nicio frică de Dumnezeu. Mergi și stai cu ei o oră de vorbă, ridică mâinile și în sus și spune nu știu, pentru că nu te pot ajuta. Aceste surse noi trebuie să le dăm la o parte, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în Proverbe, capitolul 14 și versetul 12, cuvântul Domnului spune așa: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi, multe idei, multe păreri, mulți oameni s-ar putea să se pare că au dreptate. Singurul care are dreptate este Dumnezeu. Singurul care va rămâne. Și de aceea spune Ieremia, știu, Doamne, că soarta omului nu e în puterea lui. Nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Cu alte cuvinte, omul lui Dumnezeu recunoaște că nu există om așa de înțelept ca Dumnezeu. Și că dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu înțelept, tu și eu suntem chemați să spunem, Doamne, ajută-mă în lumea aceasta să te cunosc și să te recunosc în toate nevoile pe care le am eu. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. Biblia e călăuza pentru creșterea copiilor. 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Cuvântul lui Dumnezeu e lumina tată și mamă care te poate ajuta. Și Dumnezeu să ajute pe fiecare tată și mamă. Un pic din povara aceasta înțeleg și eu. Un pic din necazurile acestea înțeleg și eu și dumneatale. Dar venim înaintea lui Dumnezeu și recunoaștem că Scriptura are dreptate. De aceea am citit în dimineața aceasta. Când îi spune Domnului Iosua, gândiți-vă puțin, să urmezi un om ca Moise, care a declarat Dumnezeu că stătea de vorbă cu el gură către gură. Un om care a făcut Dumnezeu minuni extraordinare, atât în Egipt înainte ca să-i scoată, cât și după aceea. Sigur că era groasnic la Iosua să se gândească, dar Domnul îi spune, așa cum am citit în Iosua 1:8, cartea aceasta legii să nu te depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Deci cartea aceasta, legii, trebuie să fie pe buzele tale, să vorbești de ea. Dacă vrei, citești-o, dacă vrei, predic-o, dacă vrei, repet-o, dacă vrei, gândește-te la ea, cugete asupra ei zi și noaptea. Pentru că atunci vei căuta să ai inima plecată spre voia lui Dumnezeu și să cauți să faci tot ce este scris în ea. Și Dumnezeu pe toți să ne ajute la aceasta. Observă și învață în ultimul rând de la părinții care sunt părinți cu succes. Nu te uita totdeauna și te bucura că, păi dacă nici ăla n-are copii buni, și-ai mei s-o căi cu măs. That's not fair. Uită-te la oameni care au avut succes cu copiii lor. Și sunt. Eu mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și care au avut binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar slavă Domnului pentru toată Biblia și oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Între noi și în locurile care ne-a așezat Dumnezeu, sunt oameni care au frică de Dumnezeu. Între români, americani, germani, austrieci și toate națiile în lumea acestea, Dumnezeu are oameni care au frică de Dumnezeu. Nu totdeauna sunt cei care sunt predicatori, cu toate că bine ar fi să fie totdeauna așa. Nu totdeauna sunt cei care sunt profeți, cu toate am dori Dumnezeu să facă să fie totdeauna așa. Nu totdeauna cei care cântă, dar am dori ca Dumnezeu să fie așa să le ajute. Nu cei care sunt în față și au un dar și fac câteodată. Dumnezeu știe lăuntru pentru Domnul, pentru show. Dumnezeu știe treaba asta. Au o chemare reală sau una falsă din partea oamenilor, de oameni, puși de oameni. Dumnezeu știe lucrul acesta. Dar toți trebuie să învățăm de la oamenii cu succes. Pentru că Biblia ne învață, Evrei 6:12, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Pentru că sunt oameni care l-au slujit pe Dumnezeu. Și Pavel dă de lucru fiecarei categorii din biserică. Și spune așa la Tit, capitolul 2, versetul 3-5. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Ce mă bucur că n-am spus eu treaba asta. Aș avea probleme cu toate categoriile din biserică. În primul rând, surorile în vârstă mi-ar face freza. Dar vedeți, Biblia spune lucrul acesta. Frate, soră, în vârstă, ai impresia că nu mai ai nimic de făcut, spune Biblia. Du-te și spune cele tinere să-și iubească soții și copiii și să fie bune gospodine, că atunci sunt cele mai spirituale. Toți frații zic amin. Foarte adevărat. Nu să fie limbute și să meargă să vorbească lucruri ce nu trebuiește. Și din păcate sunt persoane care fac. Pentru că dacă n-ar fi așa, Pavel nu scria de nevoia aceasta. Dar există. Și sigur, să nu creadă surorile în vârstă că sunt supărate pe dânsele deloc. Și tinere sunt care se ocupă de lucruri care nu trebuiește. Și bărbați sunt care se ocupă de lucruri care nu trebuiește. Dar ne învață Dumnezeu că ele trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. Să învețe pe alții ce este bine. Ai un job 100%. Să-i îmbărbătesc pe tinerii astăzi care sunt dezorientați și nu știu de cine să asculte.
de cei de la televizor sau de plictisiții ăștia care învață în biserică și ține și 3 ceasuri duminică dimineața. Și spune-i că nu înțeleg. Doamne, cât înțeleg ei dacă vor. Sau unii care spun, frate, ce atâta engleză că noi nu înțelegem, dar la geabă în ce limbă vorbești, matul meu, în chineză? Păi, lasă un picuț de la tine și lasă un pic de la ei. Important este acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie vestit. Și frica de Dumnezeu să fie în viața noastră. Părinții trebuie să discute la fel de cu copiilor, să aibă atenția aceasta sporită, pentru că spune Apostolul Pavel așa, și voi, părinților, nu întărâtați pe copiii, la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. E mult de vorbit, dar ne oprim aici. Dar ai grijă să nu-i întărâți. Pentru că întărâtarea nu ți-l apropie, ci ți-l îndepărtează. Îți trebuie multă înțelepciune pentru aceasta. Și Dumnezeu să dea tuturor părinților multă înțelepciune. Nu știu când e mai greu, când e la grădiniță sau când este adolescent. Nu știu când e mai ușor. Știu un lucru, că totdeauna avem nevoie de înțelepciunea care vine de sus. Avem nevoie de răspunsul acela care te întreabă câteodată și nu mai știi ce să spui. Dar și tinerilor le spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. Și copiii trebuie să asculte de părinți de asemenea, pentru că promisiunea biblică spune în Proverbe 1:8, fiule, ascultă învățătura tatălui și nu le păda îndrumările mamei tale. Mamele și tații trebuie să lucreze împreună și au autoritate asupra copiilor. Dar nu autoritate să-i întărâte, autoritate să-i îndrepte. Autoritate să asculte de Dumnezeu, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun, stimatul meu, tată și mamă, atâta autoritate, atâta respect vor avea copiii de biserică cât ai dumneatale. Că nu ceea ce spui teoretic îi afectează, ci ceea ce trăiești tu cu viața de zi cu zi și eu. Pentru că frica de Domnul este extrem de importantă și intențiile noastre trebuie îmbinate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar am problemele acestea, ne rugăm și acum înțeleg mai bine pe tata și pe mama care îmi spunea că se roagă pentru mine în fiecare zi. Eu mă gândeam, dar ce să se mai roage tata și mama? Sunt căsătorii deja, sunt în lucrare, ce nevoie am? Sigur că atunci când te confrunți cu tot felul de probleme, numai Dumnezeu știe câți comuniști au ascultat predicile în Austria. Fratele Adi a fost acolo prezent, în Austria. Dumnezeu știe și alții. Numai Dumnezeu știe ce fel de oameni trecea prin bisericuța aceea, care verifica și totdeauna mă rugam lui Dumnezeu, fac loc politic din amvon sau Evanghelia voi predica? Și totdeauna m-am hotărât și am zis, Doamne, eu te voi predica pe tine, pentru că fiecare, că vrea, că nu vrea, într-o zi va sta înaintea ta la judecată. Și mă rog ca toți care ajung în contact cu Evanghelia, nu vocea predicatorului, nu cântările noastre, ci Duhul Sfânt să-i pătrundă inima. Puterea lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul Domnului, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Eu mă rog pentru înțelepciune, pentru că de multe ori trebuie să iau decizii, de multe ori trebuie să caut voia lui Dumnezeu și dumneatale trebuie să faci la fel. David se ruga pentru Solomon și spunea așa, dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. David s-a rugat pentru Solomon să țină poruncile. Închei în dimineața aceasta, dacă dorești copii binecuvântați de Dumnezeu, Dumnezeu te cheamă împreună cu mine să avem o educație intenționată. Nu una la voia întâmplării și se va întâmpla ce se va întâmpla, ci una în care să spunem, Doamne, cu toată puterea mea vreau să caut voia Ta. Sunt părinte responsabil de momentul în care se naște copilul și până închide ochii. Vei rămâne părinte. Sigur că și copiilor noștri nu le prea place să le spui bebelașul care e ultimul. Eu din moment ce am fost, mie mi-a plăcut, da, e ok. Vreau să vă spun că noi vom rămâne responsabili ca părinți o viață întreagă. Să-i supraveghem,
să ne rugăm Domnului și binecuvântarea cerească să fie peste noi, peste toți. Amin. Haideți să ne ridicăm și în rugăciune să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Tatăl nostru,